Izlazurile din Olt au fost în mare parte pârjolite de secetă și caniculă spre disperarea crescătorilor de animale din județ. Aceștia sunt nevoiți să cumpere la prețuri duble hrană ca în timpul iernii. Pentru că nu mai fac față costurilor, unii dintre ei aleg să-și vândă parte dintre animale către abatoare. Este și cazul lui Traian Gârtan din Slătioara, care a vândut 5 din cele 25 de vaci deținute. Este un an foarte greu pentru noi fermieri și în special pentru crescătorii de animale, pentru că din cauza secetei nu mai avem unde paște animalele, furajele s-au scumpit și suntem nevoiți să vindem, să le ducem la abator o parte din ele ca să ne menținem cealaltă parte, să nu închidem ferma. Numărul crescătorilor de animale care caută cu disperare soluții pentru a-și putea hrăni animalele este din ce în ce mai mare. Valorificarea unora dintre ele la abator pentru a le putea hrăni pe celelalte nu este o soluție mulțumitoare, pentru că prețul pe un kilogram de carne este mai mic decât anul trecut, iar cel al furajelor s-a dublat. Furajele față de anul trecut, în aceeași perioadă, s-au dublat. Automat prețul acesta survine a prețului combustibilului și, da, automat a generat mai multe costuri. De când faceți asta, v-ați mai confruntat în vreun an cu o asemenea situație? Din câte știu eu, cred că 7-8-10 ani nu am avut așa ceva. Ați mai auzit și de la alții crescători de animale că se confruntă cu această situație, au fost nevoiți să vândă din animale? Deci eu zic, și asta vorbesc la nivelul de sud, că aproape 34% din crescătorii de animale își vând animale. Situația crescătorilor de animale este disperată indiferent de localitate. La Valea Mare, văcarii fac eforturi pentru a le găsi un petec de pășune verde, dar fără succes. Pentru a nu muri de foame, le suplimentează hrana cu tărâțe. Mănâncă paprul ăsta de aruca capra, a venit că mai apă asta, că și asta a început să strece. Când ai ce să le faci? Încă nu ai o iarsă, tot nu mănâncă. Eu când mergi pe iapă acolo, mi zici că mergi pe cenușe. Că e cenușe, nu ai ce să le faci. Dar toată azara ți-a dat câteva picături. Crescătorii de animale din Olt, în special cei de bovine, ovine și caprine, speră ca Ministerul Agriculturii să-și îndrepte atenția și spre ei și să subvenționeze o parte din costurile cu hrana. În caz contrar, efectivele se vor reduce simțitor, fiind nevoiți să valorifice o parte dintre efectivele deținute.